Organizăm în intervalul care urmează a patra ediție a concursului destinat liceenilor Student pentru o zi. Ele se adresează, începând din, la ediția a treia și elevilor din clasele a 11-a, și ca urmare, în acest an, pentru elevii din clasele a 12-a, organizăm concursul ăsta în intervalele 19-20 martie, 26-27 martie, iar pentru elevii din clasele a 11-a, în intervalul 21-22 mai. Noutatea ediției din acest an constă în faptul că, pentru domeniile de concurs limba și literatura germană și limba și literatura spaniolă, va fi și o secțiune adresată începătorilor. Premiile totale ale celei de-a patra ediție a concursului Student pentru o zi însumează peste 25.000 de lei, la care se adaugă 42 de certificate de agrementare, care permit posesorilor acestora admiterea pe locurile fără taxă la specializarea dorită. Și cei care nu se clasează pe primele locuri la concursul pe domenii, dar au rezultate notabile și argumentează convingător opțiunea de a fi student al Universității Sucevene, au o șansă de a câștiga un loc fără taxă și o bursă de studii prin concursul de eseuri. De asemenea, pentru elevii participanți și profesorii care îi însoțesc, pe lângă faptul că vizitează campusul, au posibilitatea să asiste la prelegeri ale cadrelor noastre, universitare, să servească masa de prânz în restaurantul universității, să participe la unele activități recreative, alături de studenți și profesori. Evident că probabil unii vor prefera să meargă și la bazin. Anul trecut, 23 dintre câștigătorii Student pentru o zi și încă 100 dintre participanții la concurs s-au înmatriculat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.